Bună ziua și bine v-am găsit la briefingul nostru săptămânal. Pe agenda ședinței de astăzi a Partidului Democrat am avut mai multe subiecte și am să le prezint pe cele mai importante dintre ele. Unul din subiectele discutate ține de implicarea cât mai activă a Guvernului în rezolvarea problemelor acute în fiecare raion. De aceea, am identificat astăzi, împreună cu colegii și cu prim-ministrul, o soluție care credem că va contribui considerabil la identificarea și rezolvarea problemelor acute din fiecare raion. În acest context, întregul guvern, în frunte cu prim-ministrul, de câteva ori pe lună, își va desfășura activitatea în teritoriu. În zilele de vineri, va fi organizat un desant al întregului cabinet de miniștri în câte un raion, unde colegii din executiv vor avea întâlniri cu autoritățile locale, cu agenții economici, cu cadrele didactice, cu medicii și cu alte categorii de cetățeni, inclusiv în satele Republicii Moldova. Vor răspunde la întrebări, vor desfășura o ședință a Guvernului strict pe problemele raionului pe care îl vizitează și vor lua decizii și măsuri care să rezolve problemele raionului respectiv. Pentru cetățeni și autoritățile locale, aceste vizite în teritoriu vor fi o bună ocazie să discute nemijlocit cu miniștrii, să caute împreună cu ei soluții pentru rezolvarea problemelor pe care ei le au. Un alt subiect discutat cu colegii în ședința de astăzi a Partidului Democrat ține de municipiul Bălți. Personal mie mi-a fost adresată o solicitare din partea unor responsabili de la primăria Bălți de a mă implica în soluționarea problemei pe care încă nu au reușit să o rezolve acolo și anume cea legată de depozitarea gunoiului menajer. Poligonul unde sunt depozitate deșeurile menajere din oraș este gestionat de un agent economic, iar primăria Bălți nu are acces liber la acest poligon, fapt care generează de mult timp numeroase conflicte, iar municipiul se sufocă din cauza deșeurilor neevacuate. Ca urmare, am discutat astăzi în ședință cu colegii soluțiile prin care putem ajuta primăria Bălți să rezolve definitiv această criză. Inclusiv am discutat cu colegii posibilitatea exproprierii terenului respectiv de la agentul economic care îl gestionează. Reieșind din faptul că acest poligon, chiar dacă este gestionat de un agent economic din Chișinău, se află de fapt pe teritoriul la două sate, Țambula și Bilicenii Noi, iar primarul localității Țambula, ca și primarul de Bălți, este exponentul formațiunii politice, partidul nostru, considerăm că este corect ca acest teren să fie transmis satului Țambula, astfel încât să nu mai existe neînțelegeri și diverse speculații. Aceasta este ce poate face guvernul, iar Partidul Democrat, chiar dacă nu se află în relații de cooperare cu partidul din care fac parte primarii celor două localități, consideră că în astfel de situații de criză, în care cetățenii au de suferit, politica trebuie lăsată la o parte, iar guvernul să sprijine orice primărie, indiferent de apartenență politică a primarului localității. Așa cum știți, în decembrie, tot la solicitarea autorităților municipiului Bălți, guvernul s-a implicat și a ajutat atunci la soluționarea problemei, urmând ca ulterior autoritățile locale să găsească ei singuri soluții ca aceste probleme să nu mai apară. Acum, autoritățile locale din Bălți, desigur, după transmiterea terenului cu pricina primăriei Țambula, condusă de colegul lor de partid, chiar au toate condițiile să rezolve criza gunoiului menajer în Bălți. Dacă nici după asta ei nu vor putea rezolva această problemă a deșeurilor, atunci vorba aceea, plăhomu tânțoru, ștută mișaiet. Un alt subiect discutat în ședința săptămânală a Partidului Democrat a fost despre programul Drumuri Bune pentru Moldova. Am ascultat cu colegii un raport a guvernului despre graficul, dar și calitatea lucrărilor care se efectuează în cadrul acestui program.
Vreau să vă anunț că față de graficul stabilit, avem un avans considerabil, deoarece potrivit planului, până la sfârșitul săptămânii trecute, urmau să fie realizate 100 de tronsoane. Dar noi avem deja 163 de tronsoane finalizate. Și în acest context, am cerut de la colegii noștri din executiv, de la responsabili, să muncească cu același avânt, astfel încât oamenii să se poată bucura cât mai curând de drumuri bune. La capitolul calitate, colegii de guvern au analizat nu doar lucrările din cadrul programului Drumuri Bune pentru Moldova, dar și lucrările efectuate separat de primari din alte fonduri. Și apropo, acea porțiune de drum din comuna Biești, care a fost prezentată de unii în mass media ca având probleme de calitate, ca fiind un proiect Drumuri Bune pentru Moldova, nu este din cadrul programului Drumuri Bune pentru Moldova, ci este proiectul local al primăriei Biești. Așa cum toate drumurile, de fapt, sunt importante pentru oameni, atât cele din programul Drumuri Bune pentru Moldova, cât și cele construite sau reabilitate de autoritățile locale din alte fonduri, noi am solicitat guvernului să facă monitorizări privind calitatea tuturor drumurilor reabilitate. Mai mult, noi am solicitat ca acolo, unde se vor constata abateri de la calitate, constructorii să fie obligați să le facă din nou, dar desigur, deja din cont propriu. Acestea au fost temele principale pentru ziua de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și o zi bună în continuare. Domnul Procu, vă gândiți la revedere. Totului?